ce faceți? Woo! Haideți să începem să arătăm bine și iarna asta, pentru că chiar dacă vine iarna, noi trebuie să menținem trupul ăsta ca și cum ar fi vară. Haideți să arăt cum să arătați așa, cu câteva exerciții simple, făcute chiar acasă. Haideți să începem! Oh, începem cu niște mișcări relaxante de yoga. Asta se numește salutarea soarelui. Așa salutați în fiecare dimineață soarele. Oh, da! Simțiți cum salutați soarele. Ieși acasă! Asta e singura mișcare pe care trebuie să o faceți iarna asta. Elimină slava din tine! Ci că să mă întind să salut soarele. Hai, tai nebună, vrei să mă întind vreun nerv? Asta e singurul salut pe care să-l face soarelui. Salut soarele, mă închin. Gata cu presiunea! Singura presiune pe corpul vostru trebuie să fie pusă de propria grăsime! Nu trăim în trecut, adică vara, nu trăim în viitor, adică vara viitoare, trăim în prezent, adică iarna! Și iarna e sezonul! Și trebuie să fiți ambițioase, ambiția e totul. Dacă vă treziți într-o dimineață și vă încălțați ca să mergeți la sală, luați oglindă, uitați-vă în oglindă și spuneți: cine sunt? Asta am ajuns eu? Să mă duc la sală? Iarna! No! Gata cu sacrificiile fetelor. A venit sezonul! Mi-a lovit. Asta e sezon! Asta... Mi-a lovit în ochi.